Orașul italian Bergamo îi comemorează pe cei care și-au pierdut viața în urma infecției cu SARS-CoV-2 într-un mod inedit. Un ONG a ales să planteze o pădură pentru a marca pierderile umane uriașe pe care Italia le-a avut în primul val al pandemiei. Prin acești copaci, oxigenul devine un simbol, un lucru care în primăvara anului 2020 le-a lipsit celor pe care îi comemorăm acum. Luogo che fosse della memoria, ma che fosse anche già carico di futuro. E quindi l'idea di avere un monumento, non una lapide, ma un monumento che respira attraverso gli alberi, e il respiro inteso proprio come legame molto stretto con una malattia che invece toglieva e toglie il respiro. Fabrizio este un italian care și-a pierdut tatăl acum un an. N-a putut să și-a rămas bun de la el, lucru pe care nu poate să-l accepte nici acum. È stato un momento brutto perché, diciamo, con la preghiera venire qui a trovare mio papà, tutte le settimane vengo a trovarlo, che mi aiuta. Până acum au fost plantați 100 de copaci. Până luna martie anul viitor, pădurea memoriei din Bergamo ar urma să aibă 700 de arbori. Primarul orașului spune că pandemia va fi o perioadă pe care comunitatea nu o va putea uita niciodată. Eu cred că noi avremo tante testimonianze di quello che è successo in Italia e nel mondo tra il 2020 e il 2021. In particolare qui nella primavera del 2020 sono stati scritti tanti libri, ci sono tante documentazioni fotografiche, filmati, le immagini della città di Bergamo completamente deserta durante il lockdown. Quindi io credo che la memoria sarà molto viva e duratura in questa comunità.